Spania, una dintre cele mai căutate destinații turistice din lume, se luptă cu un fenomen care pare scăpat de sub control. Zeci de mii de turiști, în special tineri din Marea Britanie și țările nordice, vin acolo special pentru a consuma alcool în cantități impresionante. Turismul bețivilor, cum este numit în peninsulă, este atât de răspândit încât autoritățile au decis interzicerea lui prin lege. Mai multe detalii are corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petric. Întreaga coastă mediteraneană, dar în special insulele Baleare, în frunte cu Ibița, noi așa, sunt victimele acestui fenomen. Un fenomen început cam de prin 2010, când zeci de mii de tineri, în special din Marea Britanie și alte țări nordice, au început să vină aici, atrași de prețurile mici pentru ei, în special la băutură și alte substanțe interzise. Timp de câțiva ani a fost considerat un lucru pozitiv, chiar a fost creat un brand al acestor zone pentru și cu aceste petreceri. Veniți aici, noi așa, veți petrece fără inhibiții și fără măsură și vă veți simți bine și veți avea câteva momente de neuitat. Însă, după unele calcule făcute de autorități și de alte părți ale societății civile, și-au dat seama că pe termen mediu și lung, toată zona, inclusiv turismul, vor avea de pierdut. De aceea s-a cerut și s-a și dat această lege antiturismo de boracera, care înseamnă în traducere liberă antiturism de îmbătare. Ce implică această lege? De exemplu, dacă ești la All Inclusive, nu mai poți să iei decât 3 băuturi alcoolice înainte de miezul zilei și 3 băuturi alcoolice după miezul zilei. Barurile nu mai pot da oferte gen 2 băuturi la preț de 1 sau nu mai pot avea happy hour. De asemenea, supermarketurile nu mai vând alcool după 21:30 până la 8 dimineața. Niciun tip de alcool nu se mai poate vinde în intervalul acestor ore. Reclamele la tururile cu iahturile, care de obicei devin și ele zone de băut fără măsură, sunt interzise pe toate aceste insule. Și un lucru care pe mine m-a amuzat, este interzis sărirea de la balconul hotelului direct în piscină. Este un articol de lege care spune clar asta, probabil că este un fenomen, altfel nu întreceau în lege. Rămâne de văzut ce efect va avea, oricum deja turiștii britanici care își rezervă vacanțe pe vara aceasta sunt informați de acest lucru. Dacă se vor răzgândi sau nu, probabil că nu, că sunt și alte lucruri de făcut aici decât să bei fără măsură, rămâne de văzut. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică.